Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune. Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Pe unii a pus Dumnezeu în biserică, mai întâi apostol, al doilea profeți, al treilea învățători, apoi pe cei cu darul de a face minuni, apoi pe cei cu darul tămăduirilor, milostenilor, cărmuirii, felurimii limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Răvniți la darurile cele mai desăvârșite. Și eu vă arăt încă o cale mai presus de orice altă cale, de a-și grăi în limbile oamenilor și îngerilor, iar dragoste nu am făcut mama ramă sunătoare și chimbal răsunătoare. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Și toată averea mea de a-și face milostenii și trupul mi l-aș da să fie ars, dacă nu am dragoste, nimic nu-mi folosește. Dragostea de nu-mi grabde, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le sufere, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le răbdă. Dragostea nu cade niciodată. Pace ție, sfințite cititor.